Bun găsit, dragi telespectatori! În episodul de față ne vom referi la relația dintre credință și fapte. Acest subiect este un subiect important la care se referă multe pasaje din Noul Testament. Cu toate acestea, este prea puțin abordat în majoritatea cercurilor creștine din zilele noastre. Din acest motiv, o mare parte dintre creștini sunt lăsați într-o stare de confuzie, situându-se mult la jumătatea drumului dintre credință și har. Dar nu sunt puțini nici aceia care, ignorând acest subiect, sunt conduși spre învățături greșite, care pun accente nebiblice cu privire la anumite zile, la un anumit regim alimentar sau la alte chestiuni asemănătoare de sorginte mozaică vechi testamentară. Vom începe examinarea acestui subiect prin enunțarea unei afirmații extrem de simple care ilustrează relația dintre credință și fapte. Și anume, credința nu este bazată pe fapte, dar faptele se bazează pe credință. Să ne referim acum mai întâi la conceptul mântuirii numai prin credință, sola fide, cum spunea Luther. Să luăm prima parte a afirmației anterioare, credința nu este bazată pe fapte, sau ceea ce credem nu este bazat pe ceea ce facem. Noul Testament aduce o mărturie consistentă cu privire la acest adevăr vital. În Ioan 19 cu 30 citim o relatare despre ultimele clipe ale suferinței lui Iisus Hristos pe cruce, în cuvintele, un mic citat, deci când Iisus a luat oțetul, a zis s-a sfârșit. Și plecându-și capul și-a dat Duhul. Cuvântul grecesc tradus aici prin s-a sfârșit, s-a isprăvit, s-a săvârșit, este cel mai accentuat cuvânt care putea fi folosit. Este utilizat timpul perfect al unui verb care înseamnă a face ceva perfect, desăvârșit, fără nicio lipsă. Acest lucru ar putea fi scos mai clar în evidență dacă s-ar traduce este perfect săvârșit sau este în întregime săvârșit. Cu alte cuvinte, nu mai rămâne nimic de făcut, nimic mai mult de făcut. Tot ceea ce a trebuit să fie făcut pentru a plăti pedeapsa pentru păcatele noastre și pentru a obține iertarea și mântuirea pentru toată omenirea a fost deja împlinit prin moartea ispășitoare a lui Hristos. Din acel moment, a sugera că omul ar mai trebui să facă ceva totuși pentru a fi mântuit peste ceea ce a făcut Hristos, înseamnă o respingere a mărturiei cuvântului lui Dumnezeu și o necredință în eficiența deplină a prețului plătit de Iisus prin sângele său. În lumina acestor lucruri, orice încercare a vreunui om de a-și merita prin el însuși mântuirea, în întregime sau în parte, în baza faptelor sale bune, este în sine o insultă atât la adresa lui Dumnezeu Tatăl, cât și la adresa lui Dumnezeu Fiul. Este ca și cum lucrarea de mântuire și de ispășire planificată de Tatăl și realizată de Fiul ar fi într-un fel incompletă sau nepotrivită, inadecvată. O astfel de poziție contrazice întreg Noul Testament, care afirmă peste tot atotsuficiența jertfei lui Hristos pentru mântuirea omului. Apostolul Pavel dă învățătură despre acest lucru în mod continuu și insistent. Spre exemplu, în Roman 4, versetele 4 și 5, el spune, citat, însă celui ce face fapte sau celui ce lucrează, plata cuvenită lui nu îi se socotește ca un har, ci ca datorie. Pe când celui ce nu face fapte, nu lucrează, ci crede în cel ce îl socotește neprihănit pe păcătos, credința pe care o are îi este socotită ca dreptate, neprihănire, încheiat citatul. Să observăm expresia celui ce nu face fapte, adică celui ce nu lucrează, ci crede. Pentru a primi mântuirea prin credință, primul lucru pe care orice om trebuie să-l facă este să se oprească din a mai face ceva, să se oprească din lucru, să înceteze de a căuta să mai facă ceva pentru a-și merita mântuirea. Mântuirea vine numai prin credință, nefăcând nimic altceva decât a crede în jertfa înlocuitoare a mielului lui Dumnezeu. Atâta timp cât omul încearcă să facă ceva pentru a-și merita mântuirea, el nu poate experimenta mântuirea lui Dumnezeu, care se primește numai prin credință. Aceasta a fost marea greșeală comisă de Israel, după cum Apostolul Pavel, el însuși un israelit, ne explică în Roman 9, 31-32. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte, încheia citatul. Sau
tot în Roman la capitolul 10 cu 3, vorbind tot despre Israel, Apostolul Pavel spune, pentru că necunoscând neprihănirea lui Dumnezeu, au căutat să stabilească o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel dreptății sau neprihănirii îndreptățirii lui Dumnezeu, încheia citatul. De ce a ieșuat Israel în a obține mântuirea pe care a pregătit-o Dumnezeu? Apostolul Pavel dă două motive care sunt foarte aproape unul de celălalt în versetele care le-am citat anterior. În primul rând, pentru că n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte, și în al doilea rând, pentru că ei au căutat să-și stabilească o neprihănire, dreptate, îndreptățire proprie. Cu alte cuvinte, ei au încercat să-și merite mântuirea prin ceva ce ei înșiși au făcut în viața lor religioasă. Ca rezultat al acestei atitudini, cei care au procedat astfel n-au putut intra în mântuirea oferită de Dumnezeu. Din nefericire, greșeala pe care Israel a făcut-o în zilele lui Pavel, mulți creștini o comit și în zilele noastre. Oameni sinceri și binevoitori nutresc convingerea că trebuie neapărat să facă și ei ceva pentru a merita mântuirea. Rugăciuni, post, fapte de caritate, respectarea rânduielilor bisericești și multe altele. Dar toate acestea sunt în zadar. Pentru ca omul să poată fi mântuit, trebuie să dezbrace haina meritelor personale, cum îmi place de multe ori să spun, și să îmbrace haina meritelor lui Hristos. Altfel nu se poate. Dacă accederea în instituțiile pământești se face pe baza existenței unor merite, în împărăția lui Dumnezeu se intră doar atunci când candidatul își recunoaște lipsa de merite. Este ca și cu un om gata să se nece, până când acesta caută să se salveze singur, un salvamar priceput care își cunoaște meseria nu va sări să-l scoată din apă, pentru că a risca să se scufunde amândoi. Momentul optim al acțiunii de salvare este atunci când omul încetează să se mai lupte pentru a se salva prin propriile puteri. Tot așa procedează și Dumnezeu. Până credem că ne putem salva prin ceea ce facem noi, Dumnezeu nu intervine. Pentru a putea ajunge mântuiți, trebuie să ne găsim odihna de plină în jertfa îndestulătoare a lui Hristos, doar atunci vom putea găsi odihna sufletului. Pentru că niciodată omul nu poate fi sigur că a făcut îndeajuns de multe fapte bune pentru a înclina balanța în favoarea mântuirii personale. Apostolul Pavel accentuează acest adevăr în Efeseni 2, 8 și 9, spunând, citat, prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, încheiat citatul. Chiar dacă creștinul biblic ajunge și trebuie să ajungă să fie sigur de mântuirea personală, el nu are motive să se laude, în schimb, așa cum se arată la Roman 3, 27-28, citat, unde este deci pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Încheiat citatul. Credem că lucrurile ar trebui să fie destul de clare, cu atât mai mult cu cât, în altă parte, în Roman 6:23, se spune, citat, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără de plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus Domnul nostru. Încheiat citatul. Deci mântuirea este un dar. Așa că fiecare din noi se află în fața unei supreme alegeri. Pe de o parte, putem alege să ne luăm plata, adică recompensa pentru faptele noastre, care niciodată nu vor fi în stare să reprezinte un preț suficient de mare pentru anularea vinei noastre, sau, pe de altă parte, putem să alegem să primim prin credință și fără merite proprii darul fără de plata lui Dumnezeu, mântuirea și viața veșnică. Eu aleg această a doua variantă. Dumneavoastră, la Tit, capitolul 3 cu 5, ni se spune încă o dată foarte clar, citat, El, adică Dumnezeu, ne-a mântuit nu pentru faptele pe care le-am făcut în neprihănire sau dreptate, ci pentru îndurarea sa, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, încheiat citatul. Ce poate fi mai evident? Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, ci pentru îndurarea sa. Dacă dorim mântuirea, aceasta nu se poate baza pe nicio faptă a dreptății făcută de noi, ci pur și simplu pe îndurarea lui Dumnezeu. Să mergem acum la un alt aspect, la a face o comparație dintre credința vie și credința moartă.
Dacă mântuirea nu vine deloc prin fapte, ci numai prin credință, am putea să ne întrebăm, pe bun drept, bine, dar ce rol joacă atunci faptele în viața creștinului? Ei bine, în Efeseni 2, versetul 10, după ce ni se spune că suntem mântuiți nu prin faptele proprii, ca să nu se laude nimeni, ci prin credință, ni se arată și dăm un mic citat, noi suntem lucrarea sau capodoperea Lui, a Lui Dumnezeu, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Încheiat citatul. Așadar, omul nu este mântuit prin fapte, dar el este mântuit pentru fapte. După cum mărul este măr nu pentru că face mere, ci face mere pentru că este măr, tot așa creștinul face fapte bune nu pentru a deveni creștin, ci pentru că a devenit deja creștin. Faptele sunt cele care validează adevărata credință. Dar răspunsul cel mai clar și mai complet la această întrebare pare a fi cel dat la Iacov 2, versetele 14 până la 26, un citat ceva mai lung, la care ne vom și referi în tot ceea ce vom mai căuta să scoatem în evidență în acest episod. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul din voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, prostituata Rahav n-a fost socotită și a neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă, încheiat citatul din acest pasaj amplu în care Iacov, fratele Domnului, dă câteva exemple pentru a ilustra legătura dintre credință și fapte, care este și tema principală a acestui episod. În primul rând, Iacov vorbește despre un creștin care expediază cu cuvinte pline de compasiune pe un alt credincios înfometat și dezbrăcat, fără însă a-i asigura hrana sau îmbrăcămintea necesare. Apoi, în al doilea rând, îi se vorbește despre demonii care cred în existența lui Dumnezeu, dar care nu sunt mângâiați de acest lucru, ci dimpotrivă se înfioară. În al treilea rând, este adus în argumentare patriarhul Avram, părintele credinței, cum îi se mai spune, care și-a adus fiul pe Isaac ca jertfă lui Dumnezeu. Și în sfârșit, în al patrulea rând, ni se vorbește despre prostituata Rahav din Ierihon, care i-a primit și i-a protejat pe solii lui Iosua. Însă, în versetul final 26 din textul citat, Iacov rezumă învățătura sa privind legătura dintre credință și fapte prin exemplul relației dintre trup și duh, spunând, citat, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă, încheiat citatul. Credem că referirea la duh în contextul viabilității credinței este însăși cheia înțelegerii modului cum operează credința în viața unui credincios. În 2 Corinteni 4 cu 13 se spune, citat, însă fiindcă avem un duh de credință, după cum este scris, am crezut de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Încheiem citatul. Să reținem sintagma duh de credință, prin care apostolul Pavel afirmă că adevărata credință este ceva duhovnicesc, este acest duh de credință. Acum, putem înțelege mai bine exemplul lui Iacov cu privire la trup și la duh. În mod normal, duhul locuiește în trupul omului atâta timp cât acesta trăiește. Fiecare acțiune a trupului omenesc este o expresie a duhului din el.
Astfel, existența și caracterul Duhului din interiorul omului, deși invizibil, este clar dovedit și descoperit prin comportamentul și acțiunile exterioare ale trupului. Când, în final, Duhul părăsește trupul, atunci trupul încetează toate acțiunile și devine inert, lipsit de viață. Inactivitatea trupului lipsit de viață indică faptul că Duhul nu mai locuiește în el. La fel este și cu Duhul de credință din creștinul adevărat. Acest Duh al credinței este viu și activ. El aduce cu sine viața din Dumnezeu, în Hristos, pentru a locui în inima credinciosului prin Duhul Sfânt. Această viață a lui Dumnezeu, adusă prin Duhul credinței, preia controlul asupra întregii sale naturi, asupra dorințelor omului, a gândurilor, cuvintelor și acțiunilor proprii. Credinciosul începe să gândească, să vorbească și să acționeze într-un fel cu totul nou, un fel care este complet diferit de ceea ce a făcut înainte. Noul său fel de a trăi, noile sale fapte, după cum le numește Iacov, reprezintă evidența și expresia credinței din interiorul inimii omului. Dar dacă, din contra, nicio acțiune exterioară vrednică de Dumnezeu nu se manifestă în exterior, atunci această situație dovedește că nu există credința vie, activă în acea persoană. Fără această credință vie, exprimată în acțiuni corespunzătoare, practicarea credinței creștine nu este mai bună decât un trup mort care a fost părăsit de Duh. De aceea ni se spune că avem de-a face cu o credință moartă. Dar să revenim mai în detaliu la argumentația din epistola lui Iacov și să ne ocupăm foarte pe scurt, pe rând, de fiecare dintre cele patru exemple amintite anterior. Mai întâi, Iacov vorbește despre creștinul care își vede semenii dezbrăcați și înfometați și cărora le spune: duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă. Și nu le dăruiește mâncare sau îmbrăcămintea necesară. Evident, cuvintele acestui om nu erau sincere. Dacă și-ar fi dorit cu adevărat ca acele persoane să fie încălzite și săturate, i-ar fi ajutat în mod concret să aibă cele necesare. Faptul că nu a făcut-o ne arată că nu i-a păsat practic de acești oameni. Cuvintele lui erau vorbe goale, lipsite de o realitate interioară, cuvinte moarte. La fel este și atunci când un creștin pretinde că are credință, dar nu acționează conform credinței declarate sau etalate. O astfel de credință este nesinceră, fără valoare, fără acoperire în realitate, moartă. În al doilea rând, după cum spuneam, Iacov vorbește despre demonii care cred în Dumnezeul adevărat, dar care tremură de frică. Aceștia nu au niciun fel de îndoială cu privire la existența lui Dumnezeu, dar ei știu că s-au constituit deja, în mod irevocabil, ca dușmani ai lui Dumnezeu, care nu se pocăiesc și nici nu pot să se pocăiască și că se află sub sentința divină de mânie și judecată eternă. Așa că nici acest gen de credință nu ajută la nimic, este ca și cum n-ar exista. În al treilea rând, Iacov ne dă același exemplu de credință pe care îl dă și Apostolul Pavel în Roman 4, exemplul lui Avraam. În Geneza 15:6 citim că, citat, Avram l-a crezut pe Domnul și el, Dumnezeu, i-a socotit lucrul acesta ca dreptate, neprihănire, încheia citatul. Așadar, o credință vie în cuvântul lui Dumnezeu a venit în inima lui Avram. Mai întâi, dar nu s-a limitat la aceasta, ci s-a exprimat în exterior printr-o viață de supunere și de ascultare. Fiecare acțiune de ascultare de Dumnezeu i-a întărit și consolidat credința, pregătindu-l pe Avraam pentru o nouă acțiune. Încercarea finală a credinței lui Avraam a venit, după cum cred că toți știm, în Geneza 22, când Dumnezeu i-a cerut să-l aducă pe Isaac drept jertfă. Referitor la acest lucru, citim în Evrei 11, 17 și 19, citat, prin credință, Avraam a adus ca jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare, socotind că Dumnezeu poate să-l învie chiar și dintre cei morți, încheiat citatul. În timp, prin exercițiu și continuă ascultare, credința lui Avraam a fost dezvoltată și întărită până acolo încât a crezut că Dumnezeu poate să-l readucă pe fiul său dintre cei morți, deși învierea din morți era o noutate pentru acele vremuri.
Credința din inima lui Avram și-a găsit expresia exterioară în ascultarea lui desăvârșită de a-l sacrifica pe Isaac. Iar faptul că acest lucru nu s-a produs efectiv se datorează doar intervenției directe a lui Dumnezeu, care l-a oprit în ultimul moment. Referitor la acest episod, Iacov a și declarat, referindu-se la Avram, în 2:22, credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte, credința a ajuns desăvârșită. În sfârșit, al patrulea, exemplu pe care Iacov îl dă în legătură cu relația dintre credință și fapte, este cel al lui Rahav, povestire relatată în capitolul 2 și capitolul 6 din cartea Iosua. Rahav era o femeie cananită păcătoasă, care trăia în cetatea Ierihon, ce se afla sub sentința mâniei și a judecății lui Dumnezeu. Auzind despre felul minunat în care Dumnezeul evreilor și-a condus poporul afară din Egipt, această femeie a ajuns să creadă că Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu și că El va da, într-adevăr, Canaanul și pe locuitorii acestui Canaan în mâna propriului său popor, Israel. Mai mult, Rahav a crezut și că Dumnezeul lui Israel era destul de îndurător și îndeajuns de puternic încât să o poată salva pe ea și familia ei. Aceasta a fost credința pe care această femeie a avut-o în inima ei. Dar această credință interioară și-a găsit expresia exterioară în două lucruri pe care aceasta le-a făcut. Primul a fost că atunci când au ajuns în casa ei cei doi spioni militari evrei, Rahav i-a primit și i-a ascuns, riscându-și viața pentru a-i salva și a-i ajuta să evadeze. Iar mai târziu, în timpul asediului iudeu asupra Ierihonului, Rahav a mai făcut un lucru, tot ca expresia credinței sale. A atârnat la fereastra casei sale acea funie roșie pentru a o deosebi de celelalte case și a putea fi astfel izbăvit, așa cum convenise cu iscoadele iudee. Ca rezultat al credinței sale, materializată în cele două fapte menționate anterior, prostituata Rahav și familia ei au fost salvate de la moarte. Lecția care ni se dă nouă creștinilor din acest episod vizează două aspecte. În primul rând, dacă practicăm credința în Hristos, trebuie să fim gata să ne identificăm pe noi înșine cu cauza lui Hristos și cu mesagerii lui Hristos, chiar dacă aceasta ar însemna să facem sacrificii personale veritabile, mergând până la a fi gata să ne riscăm ori să ne pierdem viața. În al doilea rând, trebuie să fim gata să facem o mărturisire hotărâtă și deschisă a credinței noastre, ceea ce ne deosebește de toți ceilalți oameni necredincioși din jurul nostru. Funia roșie vorbește în special de mărturisirea deschisă a credinței noastre în sângele lui Hristos spre iertare și curățare de păcate. Ca rezumat final al învățăturii privind relația dintre credință și fapte, mai trecem în revistă un citat din Filipeni 2, 12 partea B și 13. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea sa și voința și înfăptuirea. Încheiat citatul. Relația este clară. Mai întâi Dumnezeu lucrează în noi, atât la voință cât și la înfăptuire. După aceea noi suntem aceia care ducem și trebuie să ducem la capăt în acțiunile noastre ceea ce Dumnezeu a lucrat în noi la început. Lucrul important de care trebuie să ne dăm seama este că credința este cea care vine mai întâi, iar după ea vin și faptele. Nu faptele sunt mai întâi, ci apoi credința. Noi primim mântuire de la Dumnezeu fără a săvârși fapte proprii, numai prin credință, în faptele făcute de Domnul Iisus. Dar îndată ce am primit credința, o exprimăm activ în viața noastră, care trebuie să fie o viață plină de râvnă pentru fapte bune. Dacă după ce am crezut sau ni s-a părut nouă că am crezut, ori ne-au spus-o alții că am crezut, nu urmează faptele pregătite de Dumnezeu să umblăm în ele, cum se arată în Efeseni capitolul 2, versetul 10, trebuie să ne revizuim credința, pentru că aceasta nu este vie, ci este moartă. După cum spuneam, validarea adevăratei credințe se face prin fapte vrednice de pocăința și de credința noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.